Aceste alimente îți mențin arterele curate și te protejează de bolile cardiovasculare. Una dintre cauzele principale ale decesului o reprezintă problemele cardiace. Riscul major atât pentru atacul de cord, cât și pentru accidentul vascular, îl reprezintă arterele înfundate, care pot întrerupe fluxul de sânge. Stresul, lipsa activității fizice și o alimentație nesănătoasă sunt factorii principali care cauzează înfundarea arterelor. De aceea, în acest articol vă prezentăm câteva alimente care vor preveni infundarea arterelor. 1. Somonul Somonul abundă în acizi grași care țin sub control nivelul colesterolului rău, trigliceridelor și previn inflamațiile. Alte soiuri de pește recomandate sunt tonul, heringul și macroul. Optați întotdeauna pentru peștele organic. 2. Sucul de portocale este bogat în antioxidanți care mențin sănătatea vaselor de sânge. În plus, sucul de portocale scade nivelul tensiunii arteriale. Două pahare de suc de portocale sunt suficiente pentru a vă oferi porția zilnică de vitamina C3. Cafeaua Studiile menționează că două, trei cești de cafea pe zi scad riscul atacurilor de inimă cu până la 20%. Totuși, nu e exagerați că cofeina poate avea efect adverse asupra stomacului. 4. Nucile Nucile abundă în grăsimi sănătoase, mai exact omega-3 și grăsimi nesaturate. Acestea sunt foarte recomandate în regularea nivelului de colesterol și ajută și la îmbunătățirea activităților cognitive. 5. Fructele capti Sunt bogate în fibre, au un gust absolut delicios și scad nivelul colesterolului rău. 6. Turmeric. Turmericul conține curcumina care împiedică absorpția grăsimilor și previne inflamația țesuturilor. În plus, turmericul este un condiment tare gustos și poate fi adăugat în orice tip de mâncare. 7. Ceaiul verde. Este cunoscut pentru efectul de calmare, dar și cel de energizare. Acest puternic antioxidant scade nivelul de colesterol și stimulează metabolismul. 8. Pepenele roșu este excelent pe timpul verii. Nu numai că este revigorant, dar lărgește vasele de sânge și promovează producția de oxid nitric. 9. Cereale integrale. Sunt bogate în fibre și scad nivelul colesterolului. Surse alimentare importante de cereale integrale sunt fulgi de ovăz, orezul brun și pâinea integrală. 10. Brânza. Deși nu are o reputație bună în ceea ce privește nivelul colesterolului, consumat în cantități mici, menține tensiunea arterială și colesterolul în valori optime. 11. Algele Algele sunt bogate în vitamine, proteine, antioxidanți și carotenoizi. Consumul de alge ajută în menținerea tensiunii în valori normale și lărgirea vaselor de sânge. Cei care consumă alge își reduc riscul de colesterol mărit cu 15%. 12. Afinele. Sunt o sursă excelentă de potasiu. Dacă veți bea sut de afine în mod regulat, veți reduce nivelul de colesterol și riscul de atac de cord cu până la 40%. 13. Scorțișoara. Este excelentă pentru prevenirea creșterii nivelului de colesterol. Chiar și o singură linguriță de scorțișoară pe zi este de ajuns pentru a se vedea rezultatele. 14. Rodnia. Rodiile sunt bogate în fitochimicale, care stimulează producția naturală de oxid nitric. Prodiile sunt excelente pentru circulația sângelui și pot fi consumate în nenumărate moduri, chiar adăugate în salate. 15. Spanacul. Este mai mult decât recomandat în curățarea arterelor și în menținerea tensiunii arteriale în valori normale. În plus, spanacul este bogat în potasiu și acid folic. 16. Uleiul de măsline. Uleiul de măsline presat la rece aduce organismului un aport de grăsimi sănătoase și menține nivelul de colesterol în valori normale. În plus, uleiul de măsline reduce riscul atacurilor de inimă cu 40%. 17. Brocoli Este foarte bogat în vitamina, ca și previne acumularea de calciu în artere. Menține tensiunea și nivelul de colesterol în valori optime. Fie că îl consumăm ca gustare sau ca garnitura, brocoli este un aliment ce aduce mulți nutrienți organismului. 18. Avocado Grăsimile sănătoase din avocado echilibrează nivelul colesterolului și asigură sănătatea per total a organismului. Avocado poate fi consumat în nenumărate moduri, nu trebuie decât să vă lăsați imaginația liberă. 19. Sparangel este un aliment excelent pentru prevenirea creșterii nivelului colesterolului. În plus, previne înfundarea venelor și apariția cheagurilor de sânge. Sparanghelul poate fi consumat ca masă principală, în supe sau ca garnitură. Multă sănătate! Consumați aceste alimente cât mai des cu putință și organismul, în special inima, vă va fi recunoscătoare. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul cu prietenii voștri.